Peste 300 de craioveni de toate vârstele au alergat sâmbătă dimineață la crosul olimpic pe aleile din Parcul Nicolae Romanescu. Primul start a fost pentru cei mici cu vârsta de până la 11 ani, care au parcurs distanța de 400 de metri. care au trecut linia de sosire au fost la copii Iulia Dicu și Ștefan Ghimpău. La Open, adică la cei care au alergat 1500 de metri, câștigători au fost Mihaela Trușcă și Mihaiță Câțu. Cum ți s-a părut cursa? Ușor. Ai terminat în față, mai mai la, față la mijloc? Pe la mijloc. Și cel mai Ai bresnic, mai participat la astfel de curs? Da. Uh, a fost greu? Gutia, nu, a fost la fel de ușor. Ce uh, ce faci spate? sport de performanță? Da, handbal. Ce crezi că ai câștigat prin participarea la această cursă? Experiență! Organizatorii Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dol și Academia Olimpică Română au oferit premii speciale pentru cei mai mici și cei mai vârstnici participanți, la masculin și feminin, dar și pentru cea mai numeroasă familie. Toți concurenții au primit diplome și tricouri.